Bună seara, dragi prieteni ai sportului! Iată-ne din nou în studiourile televiziunii locale ULTV Slatina, unde, așa cum știți, în fiecare zi de luni, prezentăm telespectatorilor noștri în cadrul emisiunii Stadion tot ceea ce se întâmplă în sportul județean și participarea sportivilor noștri la competiții interne și internaționale. Este o premieră și pentru mine în această seară să l-am în fața noastră și în fața dumneavoastră pe noul antrenor al echipei de fotbal CSM Slatina, în persoana lui Ovidiu Burcă, un personaj bine cunoscut în lumea fotbalului din România, cu completarea că Ovidiu Burcă este născut, crescut la Slatina și și-a început primii pași în fotbal aici, pe teritoriu, pe marile bătrânului altus, ca să spunem așa. Bună seara, Ovidiu, îți mulțumesc pentru faptul că ai răspuns invitației noastre din această seară și sperăm ca în această oră să facem ca să vorbim despre fotbal, să facem ca lumea din Slatina să se îndrăgostească de acest sport. E îndrăgostit, e așa, dar mai mult. Bună seara, să începem repede. Seara, în primul rând, eu vă mulțumesc pentru invitație. Bună, o să ne mai întâlnim aici. La dumneavoastră și invitațiilor și spectatorilor dumneavoastră. Sper că ne privește. Da, sunt mulți care privesc emisiunea asta de sport. Hai să facem o scurtă prezentare a ta. Născut la Slatina și mai departe continuitul. Da. Păi, cred că asta e cel mai important. Cel mai important, te-ai întors undeva acasă, un pic. Cel mai important lucru, că m-am întors acasă și am și declarat-o zilele trecute, că sunt foarte fericit și sunt foarte mândru că după atâta perioadă de timp, mă întorc să încep cariera de antrenor la Slatina. Eu cred că nimic nu e întâmplător în viață și de aici am pornit și am început primii pași în fotbal, primii pași în viață și să încep acum cariera de antrenor din nou la Slatina pentru mine este o mare onoare și am venit cu foarte mare bucurie, cu foarte mare drag acasă să pun și eu umărul la redresarea fotbalului slătinean. Care ani de zile a fost unde a fost. Da, și poate nu numai. Cred că aș vrea să fiu implicat și mai mult din punct de vedere social, mă rog, am doar o săptămână aici. Vreau să dau înapoi orașului ăsta, ceea ce orașul mi-a oferit mie, pentru că eu sunt un produs 100% al acestui oraș și valorile pe care le-am avut și pe care le am încă în mine m-au făcut să performez, cred eu, la cel mai înalt nivel în sport și pentru faptul ăsta mă simt cumva obligat să întorc ceva orașului de unde am făcut primii pași în sport. În sportul rece sau în sportul, cum vrei să-i spui, că uite, da, ne uităm la televizor, acum avem atâtea variante de meciuri, nu știu pe care să-l alegi. Da. De unde a venit dragostea asta pentru fotbal în copilărie? Păi nu știu, acum că suntem și aici aproape de liceu pedagogic, pe vremuri era școala numărul 9, aici era o curte a școlii unde ne strângeam dimineața și mai plecam seara. În weekenduri nu vă spun ce partide erau aici. Fiecare cartier venea cu echipa. Aici era un întreg festival cu era un întreg spectacol. Și mă rog, acum s-a făcut o sală de sport acolo. Cam așa am început primii pași în fotbal. A fost întotdeauna spiritul ăsta de competiție. Mi-a plăcut foarte mult fotbalul, nu pot să spun din ce motiv, dar de când mă știu joc fotbal. Primii antrenori care te-au învățat așa mai multe, dincolo de... Antrenorul care, mă rog, n-a fost doar un simplu antrenor pentru mine, mi-a fost ca un al doilea tată, este domnul profesor Oancea George, căruia mulțumesc pentru că au existat momente în care... cred că fără să folosesc cuvinte mari, dacă nu l-aș fi întâlnit pe dumnealui, nu cred că aș fi urmat o carieră în sport. Au fost momente în care am fost tentat să renunț la... mi-aduc aminte și cu accidentă și cu școală și da, părinții da. Mei țineau foarte mult să merg și la școală, timpul nu prea îmi permitea să le fac pe amândouă, dar dumnealui a fost omul care întotdeauna a insistat și a văzut că... A văzut potențialul și a văzut că mă pot realiza prin fotbal și prin sport. Apoi, bineînțeles, am trecut și prin mâinile maestrului Pârvulescu, domnul profesor Pârvulescu, care da, și acum la 80 de ani, vreau să spun, are acolo la liceu sportiv un teren de ăsta sintetic și îl vezi acolo zi de zi, iarnă, vară, să duce acolo cu niște copii. Da, este incredibilă pasiunea dumnealui pentru fotbal și nu este întâmplător faptul că unii dintre cei mai mari fotbaliști români
au fost opera dumnealui. Și aici, da, ne gândim la Luțu, la Dănciulescu, la Claudiu Niculescu, la mai mulți. Și să mă rog, sunt foarte mulți care au jucat, dar nu sunt atât de cunoscuți. Mi-aduc aminte un Augustin Chiriță. Foarte mulți care au jucat în Liga 2, în Liga 3 nu mai spun foarte, foarte da, mulți. Da. Da, apoi bineînțeles, au mai fost și ceilalți antrenori, de la fiecare învățam câte ceva, de la fiecare vedeam câte ceva, dar în principal acești doi oameni mi-au marcat cariera în primii, mă rog, în sport, în primii ani de fotbal. Te-ai întâlnit cu ei săptămâna asta, nu? M-am întâlnit doar cu domnul profesor Oancea, sper să mă întâlnesc și cu domnul profesor Pârvulescu. Miercuri la Dulameci, sunt și la Dulameci, miercuri la Meci. Ar fi o mare bucurie. Ai plecat din Slatina, care a fost traseul tău fotbalistic intern? Hai să vorbim de traseul fotbalistic pe intern. Am fost observat când aveam 16 ani de domnul profesor Nicolae Zanfir. Dumnealui m-a luat la Craiova, la școala de fotbal lui Gică Popescu, tocmai își înființase o școală. De fapt, la acea vreme, nu, școala propriu-zisă nu prea exista, pentru că noi aveam decât niște tricouri cu Barcelona, cu care ne mândream foarte tare. Știu că ne mai trimitea Gică ghete din când în când, însă ne antrenam în spate la sala polivalentă, lângă stadionul Ion Oblemenco, unde condițiile nu erau cele mai bune, dar jucând acolo, visam cu toții să devenim cineva într-o zi. Da, cineva într-o zi, pe Nou Camp sau pe mai știu eu care stadion. Da. Și de acolo? De acolo am plecat în Ecuador, am ajuns într-o țară. În Ecuador? Da, atât de departe? Atât de departe, da. Nu mi-am imaginat niciodată că pot face așa repede pasul către fotbalul profesionist, dar într-o țară atât de îndepărtată. Și a fost o conjunctură total surprinzătoare pentru mine. A existat această oportunitate și am zis de ce nu. Și am ales. Câți ani aveai atunci? Aveam 18 ani. De-abia terminam junioratul. Da, da. Terminam junioratul. Eu visam să debutez pentru Craiova. Deja am început să fac antrenamente cu echipa mare. Eram în contact cu ei. S-a apărut această oportunitate și... Și n-ai zis nu? N-am zis nu. Și am mers acolo. Și cum a fost la 18 ani, la așa mare distanță de România? Pot să vă spun că primele zile n-au fost deloc ușoare. Din potrivă. Adică în ce sens? În sensul care... M-am simțit extrem de singur, dezorientat, la un moment dat nu mai aveam absolut niciun reper, eram singur pe lume și a trebuit să mă adaptez. Dar eu cred că a fost o experiență, făcând acum o retrospectivă, a fost o experiență care m-a ajutat să mă maturizez foarte, foarte devreme. Și cred că m-am îmbogățit foarte tare. Am învățat o limbă străină, am prieteni și acum cu care țin legătura și sunt atât de legat de ei și de familiile lor. Și am plecat de acolo cu foarte multe amintiri. Și, Câți ani ai stat în Ecuador? Am stat un an de zile în Ecuador. Un an de zile. Am mers, am jucat la o echipă acolo, Emelec se numea, la Guayaquil. Da. Fotbalul avea un nivel extraordinar de bun. M-a surprins foarte tare la început. Mi-a fost destul de greu să mă adaptez venind de la nivelul de juniori la nivel de seniori. Dar ușor m-am adaptat și am trebuit să ridic nivelul foarte mult din punct de vedere fizic. Era o întârziere normală, naturală până la urmă, dar oamenii acolo au fost foarte calzi cu mine, m-au ajutat să mă integrez foarte repede și... Și la 19 ani, deci după un an de Ecuador, ai revenit în țară. Unde după... ai avut, în ce știu eu, deci s-ar putea să greșesc, că nu știu chiar totul, că nu știm totul despre toți oamenii dintre noi, ai avut o activitate în ligile din România. Înainte să ajung în România, m-am întors din Ecuador, m-am întors acasă la Slatina și am prins un contract în Japonia. Deci de la capătul celălalt, am traversat globul. La 19 ani. La 19 ani, da. Domnul Nicolae Zanfir tocmai devenise antrenorul unei echipe japoneze acolo, în prima ligă, și dumnealui a avut încredere în mine și m-a luat acolo. A fost diferență totală între, vă dați seama, o țară unde noi totuși, nu știu, ne asemănăm cu cei din America de Sud. A trebuit să merg în Germania Asiei, cum îi spun. Da, Germania Asiei, da, m-a ajutat expresia asta. Da, da, și am trecut de la un sistem la altul, unul mult mai riguros, mult mai organizat, mult mai apropiat față de profesionismul adevărat. Da. După Japonia? După Japonia, într-adevăr, m-am întors în România, am venit la Craiova.
Am stat un an jumate la Craiova. Am avut onoarea să-l am antrenor și dumnealui a insistat pentru mine să revin pe domnul Ilie Balaci. După care, mă rog, s-a mai schimbat o serie de antrenori, a venit domnul Bondrea, a fost domnul Florin Marin. Da. După un an jumate am făcut pasul către Dinamo, unde am stat 3 ani de zile. La și Dinamo, unde, 3 ani de zile, da. Da, și unde am câștigat un campionat, am câștigat cupe, supercupe, unde am învățat să devin un învingător. Pentru că presiunea care a existat la clubul Dinamo m-a călit foarte tare și m-a făcut să înțeleg ce înseamnă cu adevărat marea performanță. La Dinamo. La Dinamo, deci, da. Deci 3 ani de la Dinamo. Presiunea asta să câștigi fiecare meci, să fii tot timpul performant, nu este ușoară și nu este pentru oricine. Dar la Dinamo ce a ajuns azi nu mai e. Da, mă rog, n-are rost să comentăm, asta e altă discuție, dar atunci când am mers 3 ani la Dinamo destul de mult, foarte mult. Da. Dar am avut satisfacția că am câștigat un campionat, am... Da. Ai în palmares un campionat, o, da, cupă a României, mă rog, toate... 3 cupe ale României și o supercupă. Da. Și au fost ani importanți pentru mine. După care am făcut pasul către FC Național pe vremea aia, fosta Progresul București, da, unde am stat 2 ani de zile și acolo am avut posibilitatea să lucrez cu niște antrenori fantastici, cu italieni. Viziunea mea despre fotbal s-a schimbat foarte mult în momentul când l-am întâlnit pe Cristiano Bergodi. Știți foarte bine că italienii sunt, din punct de vedere tactic, super specialiști. Foarte, mai ales în anii ăia, da, când Arrigo Sacchi implementase sistemele de joc cu 4-4-2, mă rog, el ducea mai departe o moștenire pe care o primise și el de la predecesorii lui, dar... cel puțin din punct de vedere tactic pentru un fundaș, așa cum eram eu, mi-a ușurat munca foarte tare, mi-a dat anumite repere care m-au ajutat foarte mult în carieră. Apoi, după 2 ani de zile la FC Național, am plecat în Germania, la Energie Cottbus, club care la... Da. Club care la vremea aceea a activa în prima ligă germană. Da. Am stat 2 ani acolo, mă rog, am avut niște probleme de sănătate, am avut o scurtă perioadă după primul an unde suferisem niște intervenții chirurgicale la picior. A trebuit să mă duc să-mi regăsesc ritmul de joc când am ajuns tocmai la Beijing, am stat 6 luni de zile acolo, am jucat un tur de campionat, de fapt nu, un retur de campionat am jucat acolo, am jucat vreo 14 meciuri și apoi m-am întors din nou în Germania unde am mai continuat încă 2 ani de zile. În Bundesliga un an și următorul an în Liga 2, pentru că am retrogradat în al doilea an. Dar Germania m-a schimbat total ca om, da, în primul, deci, rând. Extremele, Ecuador, Japonia și tot în, da, Germania am ajuns. Da. În centrul european. Germania, o țară extraordinară, cu niște oameni, din punctul meu de vedere, ei, absolut... Sunt ei mai reci așa cu toată... Toată lumea spune lucrul ăsta, dar stând acolo între ei și cunoscându-i... mi-am dat seama că, de fapt, dincolo de masca asta, sunt niște oameni extrem de calzi, de respectoși. Educați, oameni mult mai preocupați de anumite lucruri, crescuți în spiritul ăla nemțesc să facă lucrurile 100%, să le facă corect, să le facă bine. Și v-am spus, dincolo de experiența pe care am avut-o ca sportiv la cel mai înalt nivel, am întâlnit cele mai frumoase stadioane, cea mai frumoasă infrastructură, organizarea campionatului era absolut, ziua de meci era o sărbătoare în sine. Cred că m-am schimbat foarte mult și ca om, m-am maturizat foarte mult, am înțeles de fapt lucrurile care contează în viață. Am înțeles că nu poți să faci absolut nimic în viață fără să te dedici 100%, să muncești, să-i dedici profesiei pe care o îmbrățișezi 100% din energia și din pasiunea ta. Altfel nu se poate, altfel nu se poate. Și după 3 ani de Germania m-am întors în România, m-am întors la Timișoara. La Poli. La Poli Timișoara. Da. Echipa cu care am jucat în Champions League, mă rog, chiar dacă un tur preliminar, unde am fost eliminați de Manchester City, era antrenor Roberto Mancini. Iarăși la Timișoara am întâlnit un grup de fotbaliști extraordinar și acum țin legătura cu foarte mulți dintre ei, o familie în adevăratul sens al cuvântului.
M-am simțit foarte bine, deși nu clubul, mă rog, patronul de la acea vreme, domnul Marian Iancu, nu mai susținea echipa așa cum ar fi trebuit să o facă. Da. A fost totuși am avut, având acest grup de jucători extraordinar și, nu știu, țin să spun câțiva, Zicu, Alexa, Taborda era un portar și Pantilimon, apoi Maghera, Cișovski, un jucător fantastic și, nu știu, îi doresc multă sănătate pentru că e încercat de o boală cruntă. Mă rog, jucătorii, un grup de jucători foarte, foarte bun. Și am reușit împreună să, dacă vă aduceți aminte, am reușit să ne clasăm pe locul 2, deși aveam foarte multe probleme la club, cu plăți neplătiți de foarte mult timp, dar ne-am dat seama că trebuie să luptăm, că trebuie să obținem ceva important. Din păcate am obținut doar locul 2 în acel an, dar totuși o performanță foarte bună pentru că România. Până atunci Bucureștiul era focalizat. Exact. A fost anul în care Oțelul Galați a câștigat campionatul. Da, știu, meciul de la Galați pierdut. Vă aduceți aminte, 2-1. Da, 2-1. Și în continuare ai mai continuat să mai joci? După Timișoara am venit la Rapid. Da, pe aici trebuie să ajungem. Am venit la Rapid, unde mi-am încheiat cariera. Primul an la Rapid a fost unul extraordinar, cu Răzvan Lucescu antrenor. Am avut o echipă fantastică, cu Dani Coman în poartă, Marcos Antonio, era un fundaș central brazilian, Glauber, Alexa, Deac, Surdu, jucători, Teixeira, fantastici, Rui Duarte, Bozovic. Am avut un grup de jucători maturi, un grup de jucători care știau să se gestioneze foarte bine în presiune, în presiunea rezultatelor. Da, și după acest an, împreună cu Răzvan Lucescu, care e un antrenor fabulos, nu este întâmplător faptul că merge și câștigă campionate, apoi a participat, mă rog, a fost, dacă nu mă înșel, nu știu dacă mi-aduc aminte bine, a fost selecționerul României după perioada Rapid. Cred că da. A fost o perioadă selecționerul României. Da. Mă rog, și apoi a fost al doilea an acela la Rapid, acela cu, din păcate, insolvența clubului. Când clubul a intrat în insolvență, au intrat în incapacități de plată și, mă rog, doar cu 33 de ani am zis că... De la 18 la 33 sunt 15 ani. Poate că aș mai fi putut din punct de vedere fizic, doar că eu am făcut fotbal cu foarte mult consum mental. Da. Pentru că n-am fost un jucător care a avut un talent extraordinar și am făcut totul prin muncă. Am făcut totul prin muncă și totul cu foarte mult consum din punct de vedere fizic și mental. Mental mai mult, pentru că la mine ceea ce pentru unul era să poate ușor să facă, veneau lucrurile natural, la mine necesita efort dublu. Da. Și atunci efortul ăsta la un moment dat, nu știu, m-a lăsat urme și am zis că la 33 de ani mai bine decât să merg să scad nivelul foarte mult, să apară frustrări, să apară lucruri care nu sunt bune pentru un sportiv, am preferat să pun punct. Da. Și cam așa s-a terminat. Ai jucat numai pe postul de fundaș central, dacă nu am jucat fundaș central și mijlocaș și la închidere. Care e mai greu din ele? Depinde, ca fundaș ai o responsabilitate mult mai mare. Trebuie să fii foarte atent pe tot parcursul jocului, să ai o capacitate de concentrare fantastică. Ca mijlocaș, ești în mijlocul terenului, ești atacat din toate părțile, trebuie să fii foarte informat. Sunt două poziții diferite, dar cred că fundașul e mai greu. E o responsabilitate mult mai mare. Da, în fine, e logic să fie așa. Da. După care un an la Rapid președinte, nu? După... Sau cât? Nu, am fost la Galați prima dată. Mi-aduc aminte și de Galați, da. Am fost la Galați prima dată, am fost director sportiv în perioada în care Galați... trecea printr-o perioadă grea. Domnul Adamescu renunțase la mai finanța echipa, jucătorii erau neplătiți foarte mult și a apărut oportunitatea asta, iar eu, când sunt oportunități de-astea unde nimeni nu vrea să meargă, acolo apar eu. Da. Și pentru un tânăr director sportiv care vrea să-și facă un nume, era oportunitate. Și eu cred că am demonstrat niște lucruri acolo, chiar dacă am retrogradat. Cel puțin ultimele meciuri, nu știu dacă vă aduceți aminte, Steaua a făcut egal pe terenul celor de la Iași, noi am câștigat la ASEA Târgu Mureș și le-am dat campionatul celor de la Steaua. Da, da. ASEA Târgu Mureș, dacă ne-ar fi... câștige să ia campionatul. Exact, și atunci, da. Mă rog, a fost o chestie în care cineva care cunoaște fenomenul înțelege că acolo se întâmplau niște lucruri la Oțelul Galați. Adică, în ultima etapă, eram retrogradați matematic și n-am lăsat brațele jos. Am vrut să demonstrăm
ceva, fair play-ul este ceva, da. Și am reușit să demonstrăm lucrul ăsta. Și a fost acolo o experiență foarte plăcută pentru mine, chiar dacă după aia plăcută și, pentru, și faptul că aproape majoritatea dintre jucători au mers și au început să joace la echipe de prima ligă și aici spun, nu știu, Hamrun a plecat la Steaua, Miron la Botoșani, Cucu la, la Botoșani, Cernat a plecat și el a jucat la Viitorul, nu, la Viitorul, a luat Hagi de la, după perioada aia. Da. Adică majoritatea jucătorilor, Tudorie tot așa, cumpărat de Steaua, o echipă retrogradată de unde majoritatea jucătorilor au plecat către, echipa de vârf, da, da, în prima ligă. Da. Apoi a existat această oportunitate să vin la Rapid. Rapid retrogradase în Liga 2. Da. Patron era controversata familie Moraru și controversată din punctul meu de vedere pe drept. De Moldova parcă era. Da. Da. Tot așa, nimeni nu mai vrea să vină pentru că lucrurile nu erau ok. Existau foarte multe întârzieri la plată, clubul era în insolvență, familia Moraru erau, mă rog, nu erau niște oameni extrem de serioși ca să poți să construiești, vă aduceți aminte, da? Da. Și, mă rog, atunci am acceptat să merg acolo, tot așa, pentru că eu vedeam o oportunitate, chiar dacă alții m-au tras de mânecă și m-au avertizat că lucrurile nu erau ok. Mi-aduc aminte că au plecat, rămăsesem cu 5 jucători în club, Pancu plecase, Niculae plecase, mă rog, am reușit foarte repede să construiesc o echipă care până la urmă a promovat din punct de vedere sportiv, dar din cauza datoriilor acea sărbătoare pe vechiul Giulești atunci cu promovarea și la scurtă vreme a venit decizia că vezi, Doamne, nu pot să promovez ca insolvență, mi-aduc aminte. Da. Dar antrenor de când te ocupi de antrenorat? De antrenorat mă ocup de un an de zile. Un an și ceva, de fapt un an și câteva luni, în vara anului trecut, când am ratat șansa de a promova în prima ligă cu Rapidul, eram președintele clubului, am zis că trebuie să schimb ceva în viața mea. Am început cu acest proiect la Rapid de la Liga 4-a, cu foarte multă muncă, cu foarte mult consum mental. Am realizat lucruri foarte importante, cred eu, cel puțin la cum am găsit lucrurile, adică n-am găsit nimic și am venit la Rapid și l-am reconstruit din temelii. Da. Cred că am avut rezultate foarte bune și ca director sportiv, dar era o meserie care nu mă împlinea. Și până la urmă în viață, adică, cred că e cel mai important. Cravată nu merge tot în el. Nu neapărat de cravată, dar eu dintotdeauna m-am pregătit să fiu antrenor. Și viața m-a dus în zona asta administrativă, da, care mi-a plăcut, nu pot să spun că nu mi-a plăcut, pentru că îmi place munca, îmi place sportul, eram un fenomen. Mai ales pentru un tânăr care se lasă de fotbal, e foarte greu să construiești o nouă carieră și atunci lucrurile au venit cumva natural pentru mine, s-au legat. N-am spus nu acestei provocări de a merge în management, în administrație, dar anul trecut am simțit că trebuie să schimb ceva după 4 ani de zile, la 3 ani de zile de fapt de Rapid și de mai mulți ani, 6 ani de administrație, am decis să dau frâu pasiunii mele. Până la urmă, din iarba ai plecat în iarba, exact, în teren. Și am început să antrenez juniorii Rapidului, am preluat o grupă de under 19, pe care am antrenat-o câteva luni, mă rog, au fost condiții vitrege pentru că nu existau competiții, era pandemie, dacă faceți aminte, da, nu existau competiții. Apoi a existat această oportunitate să antrenez echipa a doua, ca echipa, da, a doua care joacă în Liga 3-a. Și am făcut-o 4 luni de zile, jumătate de an aproximativ. Și apoi știți ce s-a întâmplat, da, iată-mă aici. Și acum, întrebarea, de ce ai ales proiectul CSM Slatina? Cum a venit? Cum a venit așa ideea să vii la Slatina? Să te întorci pe plaiurile natale, ca să spunem așa. În primul rând, de la asta am pornit. Faptul că pot să mă întorc acasă pentru mine. Nu știu, poate suna un pic șablon așa și pompos, dar pentru mine chiar e important să mă întorc acasă, pentru că am dat încă o jur acestei lumi. Și pe urmă, energia locului ăsta pe mine mă încarcă foarte mult și e ca o întoarcere la origini. Simt nevoia să mă reinventez, simt nevoia să o provocare nouă în viața mea și este o provocare. Unde mai bine decât acasă? Da, normal, chiar dacă după asta prima dată, asta a fost, 20 de ani, asta a fost primul aspect. Al doilea aspect este acela că nu știu cum vede lumea, dar ceea ce cel puțin ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani aici, și aici mă refer la dezvoltarea
infrastructurii, bazei care există la Slatina, este impresionant. Eu am găsit aici niște lucruri pe care, la Rapid vorbesc, da, și nu vreau să intru în alte, sau mă rog, și chiar și cunosc și situația de la Dinamo, nici Rapid, nici Dinamo, în acest moment nu le au și cred că condițiile de pregătire sunt absolut fantastice. Mi-au dat foarte multă siguranță că pot să îmi fac meseria cu profesionalism și că pot să încep din... Pentru că lipsurile astea te macină și lipsurile astea de infrastructură, n-ai terenuri, n-ai echipament, nu ai materiale de antrenament, n-ai mici, n-ai ghete, nu ai suprafețele de joc. Da. La Rapid am avut niște probleme, ce să vă spun, groaznice. Pro Rapid acolo. Aici am găsit niște terenuri impecabile. De asta zic, al doilea motiv pentru care am venit aici a fost această infrastructură fantastică pe care, nu știu, cei din Consiliu, de primăria, oamenii care se ocupă, decidenții, cei care au decis în ultimii ani aici, au avut această aplecare și această înclinație. Și ar fi păcat ca fotbalul slătinean să nu performeze, având în spate toată această istorie care e... Și istorie, bineînțeles, și da, istorie. Mi-aducem aminte, eram tineri copii, mergeam la divizia B cu două ore înainte ca să găsim un loc acolo, da, pe tribunele respective să facem. Da. Ai o săptămână de când ai venit la Slătina. Cum a fost, ce ai găsit la lot? Ce ai găsit când primul contact al tău cu jucătorii? În primul rând am găsit... Sau la primul antrenament, am găsit niște jucători un pic triști. Da. Timorați, apăsați un pic de situația a echipei. Fost acel meci cu... De situația echipei. A fost acea înfrângere cu cei de la Costești, o echipă... Nu, înfrângerea a fost egală, 1-1. A, 1-1, mă scuzați, 1-1. Mă rog, e ca o înfrângere când ultimii clasați Da, parcă la Liga Campionilor era acolo, câștigă, urlau... Exact. Și, mă rog, asta am încercat să fac în săptămâna asta, să le ridic foarte mult moralul, să le transmit încredere, entuziasm. Săptămâna trecută, că a fost săptămâna și meciul cu Alexandria și toată lumea s-a întrebat, Doamne, ce-mi face? Săptămâna trecută, da. Și am lucrat foarte mult la aspectul ăsta. În primul rând le-am explicat că fotbalul înseamnă stare de spirit și dacă n-ai stare de spirit corectă, nu poți să joci fotbal. Dincolo de orice plan tactic, de orice strategie, trebuie să ai starea de spirit corectă. Da. Și asta am încercat să fac. Am încercat să le readuc entuziasm, să le redau speranță, să-i fac să creadă din nou că pot să joace un fotbal de bună calitate. Și să aibă și rezultate. Și să aibă și rezultate. Dar rezultatele nu sunt... Rezultatele sunt la capătul procesului. În timpul procesului trebuie să faci anumite lucruri bine, iar dacă le faci bine și cu starea de spirit corectă, rezultatele vin... Da. 4 zile de pregătire, de luni până vineri. Cum a fost la Alexandria? Te-ai dus cu teamă că se întâmplă ceva? Cum ai pregătit echipa? Nu, eu nu m-am dus cu teamă și cred că le-am transmis asta și băieților. Pentru mine, cuvântul teamă a dispărut de mult din vocabularul meu. Eu zic așa din punct de vedere al spectatorului. A venit luni, se duce să joace vineri la Alexandria. Nu, aveam câteva semne de întrebare, dar nu teamă. Teama nu trebuie să existe în vocabularul unui sportiv. Nu știai nimic despre adversar? Știai ceva despre... Nu, am știut, mi-am făcut lecțiile destul de bine. Chiar dacă informațiile le găsești greu la Liga 3, da. Ne-am făcut bine temele și cred eu că am făcut o partidă bună. 2-0 scorul? Da. Am câștigat în primul rând datorită faptului că băieții au înțeles foarte mult că trebuie să fie un grup. Trebuie mental pregătiți pentru orice. Fotbalul e un sport atât de imprevizibil, iar dacă nu ești pregătit tocmai ca să ai reacție pentru tot ceea ce se întâmplă, atunci nu poți să câștigi. Dar reacția lor a fost una extrem de bună, extrem de pozitivă și asta îmi dă speranță și pentru viitor. Pentru săptămâna asta care vine, care e plină de meciuri. Îmi dă speranță că putem să construim ceva împreună. Da. În primul rând pentru ei m-am bucurat foarte tare, pentru că i-am găsit cu o anumită stare de spirit și am văzut după meci cât de bucuroși. Erau dezamăgiți după meciul de la Costești, că am fost acolo. Cât de bucuroși au fost pentru ei, în primul rând, am fost extrem de bucuros. Că l-ai translat în condițiile pe care ești foarte bune, lotul l-ai definitivat, ai de gând să aduci pe cineva care ai un post deficitar. Pentru moment am găsit lotul ăsta de juniori, de lotul ăsta de jucători, da, cu foarte mulți juniori, cu o echipă, da, foarte, echipă, cu o echipă tânără. Foarte tânără. Eu cred că în acest moment e închisă orice discuție legată de venirea sau plecarea unui jucător. Aceștia sunt jucători cel puțin până la iarnă. O să facem o evaluare, n-aș vrea să mă hazardez. Nu pot să spun că mi-am dat seama de potențialul
jucătorilor, al lotului. Sunt încă de foarte puține zile și încă nu am evaluat 100%. E firesc, o săptămână. Exact, iar, mă rog, de lucrurile adevărate și de potențialul unui jucător sau al echipei, îți dai seama în momente delicate, în momente dificile. E nevoie de o perioadă ca să poți să-i cunosc pe toți și ușor, ușor, cred eu că o să ne facem o părere până la sfârșitul sezonului, până la sfârșitul toamnă, da, mă rog, cât e. Exact. Programul de pregătire? Programul de pregătire... L-ai schimbat sau l-ai pus pe alte baze sau două antrenamente pe zi? N-am avut timp să fac două antrenamente. Echipa, din punct de vedere fizic, cred că a fost destul de bine pregătită. La modul cum au răspuns acum, m-au mulțumit. E clar că trebuie să îmbunătățesc foarte multe lucruri, pentru că fiecare antrenor care vine are cerințele lui. E clar că nu pot să vin după 4 zile și băieții să înțeleagă tot. E ca să implementez o metodologie, o strategie, durează. Un principiu, durează. Da. Din păcate, la fotbal ai presiunea sâmbătă de sâmbătă a rezultatului și de multe ori, până să ajunge un antrenor să implementeze o strategie, nu se duce. Sau pleacă, vin alții. Că... Da. Am ajuns la jumătatea primei părți a emisiunii noastre din această seară. Luăm o scurtă pauză de publicitate, după care vom continua discuția cu Ovidiu Burcă, noul antrenor al echipei de fotbal CSM Slatina. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Revenim cu partea a doua a emisiunii din această seară, una din cele mai interesante emisiuni pe care le-am realizat de-a lungul timpului aici la OTV. Invitatul nostru, Ovidiu Burcă, noul antrenor al celor de la CSM Slatina la fotbal. Ovidiu, ne așteaptă două meciuri importante în această săptămână. Miercuri, în Cupa României de la ora 16:30 cu Dunărea Călăraș, echipă care a mai venit pe la Slatina în urmă cu ceva ani. Am participat la acel meci. Mi-aduc aminte, da, că era Dan Alexa, era antrenor? Antrenorul celor de la Călăraș și am fost să văd, pentru că, mă rog, era ceva inedit, o echipă de Liga 4, cum era atunci să joace cu una de Liga 1. Și la sfârșitul săptămânii, duminică, după ce cum spuneai, da, cu una duminică la ora 11. Deci duminică la ora 11 cu ACS-ul Filiaș. Da. Cum vezi cele două meciuri? Că iată, se apropie timpul să spun. Eu mă gândesc doar la primul. Am timp după ce trece ăsta să mă gândesc și la cel cu Filiaș. Ce pot să vă spun despre cei de la Dunărea Călăraș, că am vizionat meciul lor de la Brașov, unde au pierdut cu 3-1. Da. Dar e o echipă tânără, o echipă foarte agresivă, o echipă care se bazează foarte mult pe niște jucători de viteză pe care au în față, au un atacant masiv și va trebui să, mă rog, să construim o strategie în așa fel încât să-i putem bloca pe fază defensivă și atunci când avem mingea să putem să facem, să creăm pericol la poarta lor. Dar e o echipă, încă o dată vă spun, poate părea Divizia B, sunt jucători cu ștate vechi în Divizia B. Ne-au bătut anul trecut în prima etapă. Sunt unii tineri de mare perspectivă care i-am văzut acum și mi-au plăcut. Dar va fi un meci foarte dificil, va fi un meci de angajament, un meci de uzură. Adică n-aveți ce pierde, cum s-ar spune. Noi n-avem ce pierde, dar pentru mine e foarte important să avem continuitate, mai ales în rezultate. Pentru că eu nu sunt un antrenor de rezultat, însă rezultatul îți dă liniște ca să poți să construiești, ne dă încredere, ne ajută să ne cunoaștem mai bine, creează o atmosferă de un ambient de performanță în tot clubul și e nevoie de asta. E nevoie când construiești echipe să ai liniște. Dacă începi cu stângul, lumea pierde încrederea. Deși antrenezi lucruri bine, până la urmă lumea te judecă după ultimul meci. A bătut pe ăla cu o lună, nu mai bate pe ăsta cu luna. Da. Știm care e situația. Da, da. Anul trecut CSM Slatina a fost în divizia B. Din păcate, din cauza pandemiei, atât publicul n-a putut să intre pe stadion. Eu am fost unul din cei fericiți care se ducea la meciuri, dar mi se părea așa, nu știu, parcă era un meci amical, orice meci de Liga 2. Mai veneau cei de la
televiziunile naționale care mai televizau cât un meci cu Rapidul. A fost foarte tristă perioada asta, fără spectatori în tribună. Dar pentru mine, care fotbalul n-are farmec. N-are farmec fără spectatori. N-are farmec. A fost foarte trist nici la televizor. Nu-ți vine să urmărești atunci când vezi totul gol. Exact. Când există spectatori, există emoția aia, există acea scânteie de care fotbalul are nevoie. Vreau să spun că anul trecut, pentru mine, cel puțin în divizia B, a fost așa, un lucru, nu știu, parcă era o obligație, ca să spun așa, mă duc acolo să fac nu știu ce. Da. Când vedeam niciun spectator decât cei care se ocupau de ordine, mă rog, rezerve și așa mai departe. Da. Deci invităm publicul să le țineam după un an de pandemie. Mi-aș dori cât mai mult să vină aproape de noi și știu că în ultimii ani nu prea au fost alături de fotbal și, nu știu, poate că odată cu rezultatele, poate că odată... Rezultatele aduc publicul la stadion. Poate că odată cu, nu știu, într-o mică măsură, poate și venirea mea acasă, putem să-i aducem mai aproape de noi. Îi aduce, sigur, pentru că... Să construim împreună lucruri importante. Publicul slătinan este un public iubitor de fotbal și mare cunoscător. Cunoscător. Și cunoscător. Înainte de orice cunoscător. Aici nu e merge pe supoziții. Da. Ovidiu Burcă vă face invitația, dragi prieteni ai sportului din Slatina și din localitățile limitrofe, pentru că postul nostru se prinde în tot județul. Miercuri, la 16:30, cu Călărașul, da, în Cupa României, și duminică, la ora 11, cu una din echipele tare ale seriei Filia și la ora 11, în cadrul etapei a 4-a sau a 5-a, cât este în fine. Te rog, un cuvânt pentru public. Eu de asta v-am zis, eu îi aștept foarte mult la stadion, băieții au nevoie de ei, noi avem nevoie de ei, împreună cred că putem să construim ceva important. Un tot așa, un tot unitar. Exact. Și până la urmă cred că ușor, ușor, odată cu rezultatele și odată cu faptul că vom încerca să practicăm un fotbal de bună calitate, îi vom aduce lângă noi, sunt sigur de lucrul ăsta. Da. Ai văzut sistemul de promovare, care e ca și anul trecut. Sunt 10 echipe, primele 4 merg play-off, între ele primele 2 joacă cu seria 5-a. Cum vezi sistemul ăsta din punct de vedere al tău? Pentru că ești trecut pe un fotbal înainte să știa clar, câștigai seria... Da, sistemul e destul de întortocheat. Își doresc foarte mult, o mult mai mult, nu știu... Spectaculozitate. Spectaculozitate, mult mai multă tensiune, mult mai mult, pentru că meciurile astea cu presiune, cu tensiunea rezultatului, călesc jucătorii. Acolo călesc, ai ratat un călesc, rezultat, ai terminat exact, cu totul. Călesc jucătorii, dar nu știu ce vă spun acum. Știu că a fost o firmă olandeză care s-a ocupat de schimbarea acestor sisteme competiționale, atât la ligile Liga 1, da, și Liga 2, Liga 3. Liga 2, ei care au se venit... joacă un singur exact, meci, exact. Fără deplasare. Eu nu sunt adeptul acestor meciuri, pentru că până la urmă echipa care e cea mai constantă pe parcursul unui întreg an și termină pe primul loc, poate să nu promoveze la finalul anului, ceea ce mi se pare un ban nedrept. Da. Știți cum e? Un meci se poate întâmpla orice. Ai un cartonaș, ai poate un bolnav doi de COVID, pandemie, da. Doamne ferește, atunci toată munca pe care ai făcut-o în anul ăla se anulează. Deci de-aia e un sistem un deci pic... Deci primele patru joacă play-off între ele. Primele patru play-off între ele, primele două joacă încurcișat cu cele de la seria brașoveană, seria 5-a. Seria 5-a, da. Deci un sistem complicat și spuneai mai devreme că orice caz de COVID, orice cartonaș galben care scoate un jucător titular din echipă... Adică degeaba ai avut o cadență pe parcursul unui an, pentru că la momentul la care, dacă acolo ai făcut un lucru greșit, ai compromis tot anul. Ceea ce e oarecum nedrept. Da. Ce obiectiv are Ovidiu Burcă pentru acest sezon? Păi, în primul rând, principalul meu obiectiv, le-am spus-o și jucătorilor, este să schimb un pic din mentalitatea lor. Sunt jucători tineri, jucători care fac acum primii pași în fotbal, sunt unii care sunt cu ștate mai vechi, însă principalul meu obiectiv este să-i fac să aibă atitudinea corectă față de fotbal. Dacă eu voi reuși să fac acest lucru, cred că vom reuși să legăm și victorii, vom reuși să și promovăm. Dar principalul meu obiectiv și focusul meu principal este să schimb ceva în mintea acestor copii. Da, ca vechi fotbalist, acum că ne apropiem de sfârșitul emisiunii noastre, mai avem câteva minute, o părere despre fotbalul intern, A, B, C. Fotbalul intern trece printr-o perioadă complicată. Trebuie să fim sinceri, trebuie să fim realiști. Lipsa rezultatelor la nivel de națională, la nivel de club. Echipe de club, acolo unde trebuie să dăm măsura valorii noastre, acolo deocamdată suntem repetenți.
Nu corigenți, repetenți, da? Repetenți, da. Mă rog, nu vreau să ne... Eu cred că asta e realitatea, nu trebuie să ne ferim. De ce crezi că s-a ajuns în acest punct? Mai ales la divizia, că atâtea echipe cu ștaifa. S-a ajuns la acest punct din cauza unui management defectuos pe care cluburile l-au avut. Din faptul că s-au focusat foarte mult pe obținerea unor rezultate în detrimentul unui proces bine făcut, bine și construit. Și stabilitate care să meargă treaptă cu treaptă. Exact. Și pot să spun asta pentru că am fost și, în zona de management și cred că sunt unul dintre oamenii care în acest moment poate să evalueze cel mai bine fotbalul. Am fost atât director sportiv, președinte, am început de jos de la juniori, am trecut prin ligile inferioare, Liga 4 cu Rapid și cred că am o viziune de ansamblu a fotbalului românesc. Lucrurile trebuie schimbate cumva din temelie, însă rezistența la schimbare este incredibilă. E puternică și orice încercare, orice este omorâtă din fașă. De-aia, totuși, cred că ar trebui sau să-i mulțumim lui Hagi că... Mai face ce mai face acolo. Face ce face acolo și, totuși, pentru mine este un pic de neînțeles cum ceilalți nu încearcă să copieze ceea ce a reușit Hagi să facă. Greu, pentru că trebuie să bagi bani, să ai antrenori. Altfel, să știți că nu reușim să schimbăm ceva în fotbal românesc dacă nu vom avea o strategie pe termen mediu și lung. Da. Ai avut o activitate laborioasă în fotbal românesc. S-a întâmplat vreodată ca în acest an echipele noastre să se incorpore din cupele europene cu adversari total necunoscuți? Eu nu mi-am amintesc un an atât de slab al echipelor românești. Mai ales că echipele au fost slabe. Cupele europene. Mi-aduc aminte episoade răzlețe, da. Vă aduceți cu toții aminte. Obeda, Prilep. Mi-aduc, dar... Nentori, cum se numește, 17, Nentori și așa mai departe. Au existat pe parcursul anilor și astfel de accidente, însă echipele românești erau reprezentate. Deci anul ăsta ne-au scos niște echipe care n-am auzit de ele. Da. Din Albania, din Kazakhstan, din păcate a trebuit să se înființeze o nouă ligă, Conference League, să fim participanți, să rămânem și noi cu o echipă în cupele europene, dar totuși Conference League unde e un fel de Liga 3. Unde participă echipe din Gibraltar, mai știu eu ce țări din astea care. Exact. Mă rog. Da, din păcate ceea ce se întâmplă, tot timpul vorbeam de fotbalul mare, fotbalul mic, că nu mai există fotbal mic. Noi suntem la fotbalul mic. Există fotbal mic, doar că noi am stagnat foarte mult, iar ei au ridicat foarte mult nivelul. Pentru că acum ai acces la informație. Înainte, vrei o echipă, apeși pe calculator, vezi ce face, ce jucă. Asta zic, adică ai acces la informație, poți să implementezi, să vezi idei noi, să aplici idei noi, doar că... informația asta foarte multă parcă pe noi ne-a zăpăcit, nu ne-a ajutat să devenim mai buni. O ultimă întrebare. Dacă mâine te-ai naște din nou, tot cariera asta e urmară? 100%. 100%. Părinții mei nu sunt de acord cu lucrul ăsta, nici măcar acum nu sunt împăcați că n-am o viață mai liniștită, chiar vorbeam cu mama mea, dar iubesc atât de mult fotbalul încât... Da, dacă a fost o întrebare mai retorică. Am încheiat emisiunea din această seară. Îi mulțumesc Ovidiu Burcă pentru faptul că a răspuns invitației noastre și am stat de vorba despre fotbal și despre CSM Slatina. Reiterez invitația adresată dumneavoastră pentru miercuri la ora 14:30 CSM Slatina Dunărea Călăraș în Cupa României și duminică la ora 11 un meci tare, zic eu, în Liga 3 cu ACSU Filiaș, parcă așa se numește. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc și lui Ovidiu Burcă. Vă doresc în continuare o seară plăcută.